Victor Lazarev, vechi maestri europeni, Michelangelo Epoca renașterii a fost excepțional de bogată în artiști eminenți, dar ea n-a mai dat totuși vreunul detalii a lui Michelangelo. Prin universalitatea, prin măreția și profunzimea gândirii ce stă la baza concepțiilor sale creatoare, prin convingerea sa pasionată și prin puritatea sa morală, Michelangelo și-a depășit cu mult contemporanii. El a fost, în același timp, un mare sculptor, un mare pictor, un excepțional arhitect și un remarcabil poet. A crezut în posibilitățile nelimitate ale omului pe care l-a considerat cununa creației. Pentru el, Umanismul n-a fost un program în vorbe, ci esența întregului său fel de a gândi. Iată de ce omul și figura omenească au constituit tema fundamentală a artei sale. Michelangelo Buonarroti s-a născut la 6 martie 1475, în micul orășel Caprese, nu departe de Florența se trăgea dintr-o familie florentină de nobili scăpătați. Tatăl său a fost podesta în caprese și în Chiusi, iar mai târziu dirigintele vămii din Florența. Primii ani ai copilăriei, Michelangelo și-a trăit în Setignano, unde tatăl său avea o mică proprietate. Aici băiatul a fost dădăcit de fica unui cioplitor în piatră. Când era de acum la maturitate, Michelangelo i-a spus lui Vasari, Giorgio, tot ce este bun în talentul meu se datorează climatului blând din arețoul dumitale natal, iar dalta și ciocanul cu care îmi cioplesc statuile le-am scos din laptele subt de la doica mea. În acest simplu mediu sătesc, în mijlocul minunatei naturi toscane, și-a petrecut Michelangelo anii copilăriei. Este probabil ca pe la 1485, Michelangelo să se fi mutat la Florența. La insistența tatălui, el a intrat în școala latinească a lui Francesco da Urbino, dar învățământul școlar nu l-a trăgea pe băiat. După spusele lui Vasari, studierii gramaticii în școală, el îi prefera mersul la biserică, unde copia tablouri. Adesea fugea de la școală pentru a merge să vadă cum lucrau pictorii și își petrecea cu mai mult drag vremea împreună cu cei care desenau decât cu cei care învățau. Pe acest teren, Michelangelo a intrat în conflict cu tatăl său, căruia practicarea artei identificată de el bătrânește. Cu artes mecanice, îi se părea nedemnă pentru neamul străvechi al buonarotilor. În concepția lui nu exista nicio deosebire între un scultor și cioplitorul în piatră. Aceste date comunicate de vasarii și condivii sunt absolut verosimile. La urma urmelor, Michelangelo a reușit să înfrângă voința recalcitrantului părinte. Susținut de pictorul Francesco Granacci, prieten apropiat și tovarăș de idei, el a intrat în anul 1488 în atelierul cunoscutului artist Domenico Ghirlandaio unde a rămas aproape un an. Primul profesor al lui Michelangelo era un artist solid, de bună calitate, dar n-avea destul temperament și fantezie creatoare. Toată arta lui poartă pe cetea prozaismului, ceea ce era absolut străin lui Michelangelo, pe care, încă din tinerețe, l-au pasionat idealurile eroice. Orășenii cum se cade, a căror viață și mod de trai i-au plăcut atât de mult lui Ghirlandaio, să le zugrăvească în frescele sale, nu l-au interesat câtuși de puțin pe tânărul artist. Totuși, în atelierul lui Ghirlandaio, el a avut posibilitatea să urmeze o bună școală de desen și să studieze la perfecție perspectiva și anatomia, acest abecedar al artei realiste renascentiste. Desenele din tinerețe ale lui Michelangelo, ajunse până la noi, arată clar în ce direcție erau îndreptate privirile sale. Dintre vechii maestri, atenția i-a fost atrasă de Giotto și de Masaccio, Adică de pictorii care cultivau forma monumentală cu o plasticitate și o pondere pronunțată, și al căror limbaj artistic laconic era lipsit de orice înflorituri superficiale. Copiind figuri izolate din frescele acestora, Michelangelo înzestrează personajele reproduse de el cu trăsături pline de mai multă vigoare acestea învecinându-se aproape cu severitatea. În aceste desene timpurii, executate cu penița, se simte deja mâna unui sculptor înnăscut, cu ajutorul unor linii energice, ce merg când paralel, când întretăindu-se, artistul construiește forma în așa fel încât ea pare săpată în piatră. Ciocanul de abataj și dalta sculptorului sunt înlocuite de peniță, și numai cu aceasta singură, fără a recurge la laviu, el creează pe suprafața foii de hârtie o volumul formei, golurile și plinurile ei, părțile umbrite și pe cele luminate. Drept rezultat, figurile capătă un relief puternic și acea forță lăuntrică ce exprimă tăria lor de caracter. În 1489, Michelangelo trece la școala artistică întemeiată de Lorenzo Magnificul în grădina Casino Mediceo. Aici, în mijlocul unor remarcabile opere de pictură și de sculptură, Michelangelo a învățat sculptura sub conducerea lui Bertoldo di Giovanni discipol al lui Donatello, Bertoldo a fost un pasionat admirator al artei antice și a inoculat această dragoste și elevului său. El însuși a lucrat în acea manieră fină care și avea o bârșia în deprinderile meșterilor aurari nu întâmplător, materialul său preferat era bronzul, pe care îl trata ca pe un metal nobil, prelucrându-l cu o meticulozitate de adevărată orfevrărie. Lui îi plăceau formele fragile, grațioase, motivele complicate ale mișcării, stilizarea liniară rafinată. Statuile și reliefurile lui Bertoldo se acordau în multe privințe cu ceea ce aflăm în tablourile și frescele fraților Polaiolo, în cele ale lui Botticelli și Filipino Lippi. Această artă, purtând pe cetea unui mare rafinament, era strâns legată de palatul lui Lorenzo Magnificul și este foarte semnificativ Faptul că Michelangelo nu s-a alăturat direcției respective. Așa cum în problema alegerii profesiei, știuse să se opună voinței tatălui, iar mai târziu să renunțe de a merge pe urmele primului său profesor. Domenico Ghirlandaio, tot așa, în relațiile cu Bertoldo, el și-a urmat calea proprie. Și aici și-a spus cuvântul forța caracterului său, care fusese format de timpuriu, în așa fel încât să nu dea înapoi în fața greutăților. Din anul 1490 până la 8 aprilie 1492, Michelangelo a locuit în Palazzo Medici. El a fost oaspetele lui Lorenzo Magnificul, care l-a ales dintre elevii școlii întemeiate de el – și s-a purtat cu dânsul precum cu un fiu bun. În Palazzo Medici, tânărul Michelangelo a avut tot timpul în fața ochilor operele remarcabile ale artei antice, ca și pe cele contemporane lui. Tot aici a făcut cunoștință cu vestiți poeți și umaniști italieni ca Angelo Poliziano, Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, ei l-au introdus în cercul ideilor Academiei Platoniciene și l-au familiarizat cu filosofia florentină a neoplatonismului, în care învățătura umanistă despre înalta demitate și despre înalta vocație a omului se îmbina în mod original cu doctrinele neoplatonicienilor antici târzii și cu cele ale scritorilor creștini timpurii. Căutările formei desăvârșite pentru întruchiparea ideii de frumos, formă a cărei dobândire constituie urmarea unei munci îndelungate și tenace, iată piatra unghiulară a întregii estetice a neoplatonismului florentin. Înaintând de la inferior spre superior, artistul era chemat să-și generalizeze experiența. Pentru obținerea armoniei, el trebuie să aspire spre dobândirea preciziei, clarității și a unei deosebite ordonări a limbajului artistic. O asemenea abordare a artei excludea naturalismul plat. Și tocmai prin această fațetă a ei, estetica lui Ficino și a tovarășilor lui de idei i-a impus, în primul rând, lui Michelangelo, pe care încă din tinerețe l-a atras tot ce era cu adevărat semnificativ și pur din punct de vedere moral. În lucrările de sculptură cele mai timpurii ce ne-au parvenit de la el, cele două reliefuri din casa Bonarotti din Florența, Michelangelo se manifestă ca un maestru ieșit din comun cu trăsături individuale clar exprimate. În relieful Madonna della Scala, el toarnă un conținut cu totul nou în chipul tradițional al Mariei. Sub dalta sa, ea se transformă dintr-o mamă tânără ce se juca împreună cu fiul ei, așa cum o înfățișau de obicei artiștii din 400, într-o imagine cu semnificație general umană. Michelangelo o tratează pe Maria ca pe o prorociță a propriului ei destin tragic. Ea își alăptează pruncul și, în același timp, este cufundată în gânduri negre, gânduri despre ceea ce l-așteaptă pe fiul ei. Figura ei maestuoasă, monumentală, este pătrunsă de un calm epic. Mantia căzând în falduri line îi pune splendid în evidență forța plastică a figurii care ne duce, involuntar cu gândul, la sibilele capelei Sixtine. Cu toate că Michelangelo folosește relieful puțin adânc. Rilievo schiacciato, el obține o densitate plastică a formei ce poate fi întâlnită numai în sculptura antică. Elaborând imaginea Madonei, Michelangelo a pornit probabil de la stelele antice și de la lucrările târzii ale lui Donatello, cei erau apropiate ca spirit. Tema celui de-al doilea relief. Lupta centaurilor. I-a fost inspirată tânărului sculptor de Angelo Poliziano. În compoziția generală, Michelangelo a pornit, fără îndoială, de la sarcofagele antice târzii, dar a venit cu o înțelegere picturală a grupului străin antichității. Figurile centaurilor aflați în luptă sunt atât de strâns legate între ele încât, în fond, este exclusă posibilitatea separării vreunei verici din întreg. Aici, totul este de o energie debordantă și de o mișcare intempestivă. Ca un sculptor născut, Michelangelo simte în mod admirabil factura materialului. El lucrează marmura cu o dezvoltură neobișnuită, lăsând-o când neatinsă, când aducând suprafața până la ultimul stadiu de prelucrare. O asemenea alternare a soluțiilor folosite pentru obținerea unor facturi contrastante duce la faptul că privitorul nu încetează nicio clipă să aibă senzația greutății și volumului pietrii pietrei din care dalta sculptorului smulge parcă figurile, conferindu-le viață și mișcare. Odată cu moartea lui Lorenzo Medici, 8 aprilie 1492, Michelangelo a rămas fără un protector puternic. La aceasta se adaugă faptul că la orizontul politic al Florenței încep să se strângă nori negri predicile pasionate ale monahului dominican Savonarola, care visa să reinstaureze teocrația medievală, fanatică și ascetică, s-au terminat cu o răscoală populară, care a avut drept rezultat alungarea medicilor din Florența. Orașul era tot în fierbere, totul clocotea. Facțiunile și partidele s-au aruncat într-o înverșunată luptă unele cu altele. Situația generală se încingea cu fiecare zi. În aceste condiții, Michelangelo a hotărât să părăsească temporar orașul lui Drag. După o scurtă ședere la Veneția, s-a îndreptat spre Bolonia, unde a locuit în casa unui patrician de aici, Gian Francesco Aldovrandi, din toamna anului 1494 până la sfârșitul lui 1495. La Bolonia, Michelangelo a studiat temeinic creațiile lui Dante, ale lui Petrarca și Boccaccio. O impresie deosebit de puternică au produs asupra sa canțonele lui Petrarca, sub a cărui influență nemijlocită el și-a scris primele versuri. La Bologna, Michelangelo a creat și câteva opere de sculptură. Este vorba despre statuile îngerului, a Sfântului Petroniu și a lui Proclus, destinate să împodobească mormântul Sfântului Dominic. În aceste lucrări, Michelangelo a plătit tribut admirației sale pentru operele cunoscutului sculptor sienez Iacopo della Cercia. 1374-1438, care decorase cu reliefuri superbe portalul Bisericii San Petronio din Bolonia. Kercia a fost un artist apropiat spiritual de Michelangelo și pentru el imaginea eroizată a omului constituia tema principală a artei, și pentru el lumea dimensiunilor infinit de mici, atât de mult prețuită de maestrii neerlandezi, era inexistentă. Și pentru el forma frustă, generalizată, constituia mijlocul principal al expresivității artistice. Cea mai reușită dintre cele trei statui poate fi socotită cea a îngerului îngenunchiat, plin de un farmec cu totul deosebit. Concepută să fie privită dintr-un singur punct, ea este astfel compusă încât nicio porțiune a ei nu iese în afară de limita planului ideal care coincide cu aspectul din fața al statuii. În aceste condiții, mișcarea este cu totul descătușată. Este ciudat că aici se fac simțite ecouri vii ale sculpturii protorenascentiste. Pe care Michelangelo o cunoștea bine, ea atrăgându-l totdeauna prin severitatea ei bărbătească și prin construcția epică a formelor sale. De la sfârșitul anului 1495 până în iunie 1496, Michelangelo s-a aflat din nou în Florența, unde a realizat două mici statuete. Ioan Botezătorul Tânăr, și un cupidon dormind care n-au ajuns până la noi neprimind comenzi substanțiale în orașul său michelangelo se hotărăște să-l părăsească din nou de această dată îndreptându-și pașii spre Roma unde a ajuns la 25 iunie 1496 și unde a rămas până în primăvara anului 1501 la Roma, el a fost puternic impresionat de monumentele antice, cu care venea pentru prima oară într-un contact atât de apropiat. Pe antici, el îi cunoscuse deja la Florența, unde îi văzuse în colecțiile medicii și pe la colecționarii locali. Dar abia la Roma a simțit cu adevărat suflul viu al antichității. Cizelându-și cu tenacitate măestria, Michelangelo a primit, asemenea tuturor marilor artiști, impulsuri creatoare de la sursele pentru care avea afinitate și care îi puteau înlesni rezolvarea noilor sarcini. Sub acest aspect, moștenirea antică prezenta pentru Michelangelo o mare forță de atracție. Ea a îmbogățit reprezentările artistului. Despre personalitatea umană, și a dat posibilitatea să vadă cu proprii săi ochi ce posibilități gigantice tăinuiește ea pentru sculptor. Dar, prin aceasta, rolul moștenirii antice n-a fost epuizat. Sculptura antică l-a învățat pe Michelangelo să folosească procedeele sintetizării artistice, ajutându-l să depășească maniera analitică oarecum meschină uneori, la care țineau majoritatea maestrilor din 400. Rupându-se de breaslă în cadrul rigid al căreia decurgea toată viața artistică din secolul al XV-lea, Michelangelo, ca și Leonardo, era constrâns să-și caute protectori puternici și comanditari bogați, căci altfel activitatea sa creatoare era amenințată să fie paralizată. Marmura pentru statui și transportul ei costa prea mult pentru ca maestrul să fi putut risca în lipsa unor comenzi ferme. Mai târziu, când modestul meșteșugar renascentist a devenit un artist de curte, aceasta n-a mai constituit o problemă. Dar pentru asigurarea sa cu comenzi, artistul trebuia să plătească un preț foarte ridicat. El își pierdea libertatea și se transforma în artist de curte, depinzând în întregime de toanele celor pe care îi slujea. La hotarul dintre secolele al XV-lea și al XVI-lea, acest proces era abia la început. Desprinzându-se de breaslă, apoi rupându-o cu aceasta, artiștii încă nu reușiseră să devină maestrii de curte. Ei migrau slobozi din oraș în oraș în căutare de lucru și de protectori. Și tocmai într-o astfel de situație se afla Michelangelo în momentul când a ajuns la Roma. La început, artistul n-a avut atelierul său propriu, și mijloacele îi erau foarte limitate. Pe el l-a ajutat Cardinalul Riario, punându-i la dispoziție. Un bloc mare de marmură, la care artistul a început să cioplească la 4 iulie 1496. După toate probabilitățile, era vorba de statuia lui Bachus. În curând, Michelangelo și-a găsit la Roma un protector influent pe Jacopo Galli, un bancher bogat. Care căpătase o strălucită cultură literară și era posesorul unei renumite colecții de antichități. El a achiziționat de la Michelangelo statuia lui Bacchus, precum și statuile lui Apolon și a lui Cupidon, care s-au pierdut. Tot el l-a ajutat pe artist să încheie un contract cu cardinalul francez Jean Villiers de Grole. Pentru un grup sculptural destinat capelei din Catedrala Sfântul Petru. Cu scaunul papal, Michelangelo n-a avut niciun fel de relații în timpul acestei prime șederi la Roma. Admirator al lui Savonarola, a cărui personalitate morală și ale cărui predici fulminante au lăsat urme adânci în conștiința sa, Michelangelo a evitat contactele cu scaunul papal, care în acest timp începuse să vadă în monahul dominican un eretic înveterat. Statuia lui Bacchus este cea mai puțin originală dintre toate operele lui Michelangelo. Ea trădează influența directă și foarte puternică a sculpturii antice, care a încătușat parcă voința artistului. În ea există ceva impersonal. Factura ei pare prea netedă. Poza ei este receptată involuntar ca o repetare a motivului mișcării învățat pe de rost. Nu întâmplător, primul proprietar al lui Bahus a plasat-o în grădina vilei sale, în mijlocul unor statui antice cu care era înrudită. Infinit mai originală și mai desăvârșită este o altă operă din prima perioadă romană a lui Michelangelo și anume Pieta. Maria ținându-l pe genunchi pe Hristos mort. Este înfățișată aici mult mai tânără decât o cerea vârsta ei. fața e minunată, respiră tristețe, dar pe ea nu se citește nicio umbră de deznădejde. Madonna vede în moartea fiului împlinirea predestinării și durerea ei este atât de nemăsurată, atât de mare, încât din durere personală ea se transformă în durere a întregii umanități. Cu o neobișnuită iscusință, Michelangelo a reunit cele două figuri încrucișate într-un grup statuar indisolubil, compunând astfel figura lui Hristos, încât ea să nu iasă în afara liniei închise a siluetei care se deosebește printr-o mar... printr mare expresivitate plastică. Hitonul și mantia Mariei care cad în frumoase falduri scot în evidență goliciunea corpului neajutorat, firav, slab al lui Hristos suprafața marmurei este minuțios lustruită, toate detaliile sunt realizate la un înalt grad de finisare, cum se mai poate întâlni doar în sculpturile lui Bernini. Dar dacă la Bernini suprafața pietrei pare adesea prea muncită în pieta a lui Michelangelo, ea capătă un aspect de piatră prețioasă. Luând în considerație locul unde avea să fie pus grupul statuar respectiv, destinat să împodobească o capelă, trebuind adosată unui perete, Michelangelo a subordonat toată compoziția receptării frontale. Și el a știut să subordoneze acestui, acestei frontalități toate unghiurile de vedere cele mai favorabile ale acestei sculpturi. Din primăvara anului 1501 până în martie 1505, Michelangelo a trăit la Florența. După alungarea medicilor și moartea lui Savonarola, în oraș s-a instaurat modul de conducere republican. Republica era condusă acum de un gonfalonier. Funcție în care a fost ales pe viață Pietro Soderini, binefăcător și admirator al lui Michelangelo. Deși anii avântului economic al Florenței erau de domeniul trecutului, orașul continua să rămână un remarcabil centru cultural. Alianța cu regele francez. Ludovic al XII-lea, i-a asigurat securitatea și independența într-o Italie sfâșiată de războaie și vrăjmași. Pentru Michelangelo, primul lustru al secolului al XVI-lea a fost o perioadă de mare avânt creator. Talentul lui Capătă o tot mai largă recunoaștere, ceea ce și-a găsit reflectarea într-o serie de mari comenzi sociale, precum și în faptul că administrația catedralei din Florența, Opera del Duomo, a hotărât să zidească pentru el o casă cu atelier. Între septembrie 1501 și aprilie 1504, Michelangelo a creat statuia lui David una dintre cele mai bune opere ale sale. Inițial a fost destinată să împodobească contrafortul catedralei din Florența, dar comisia întrunită la 25 aprilie 1504 și care era constituită din aproximativ 30 de oameni a hotărât să amplaseze statuia lângă Palazzo Vecchio, unde se afla și iudit al lui Donatello. Ea era chemat aici să simbolizeze libertatea Republicii. Vasarii scrie direct: Michelangelo l-a creat pe David pentru semnificația ce o are faptul că el și-a apărat poporul și l-a cărmuit cu dreptate. Tot așa, conducătorii orașului trebuie să-l apere bărbătește și să-l cărmuiască în spiritul dreptății. Oamenii renașterii vedeau în chipul lui David imaginea unui mare patos cetățenesc. În acest sens, statuia răspundea cum nu se putea mai bine acelui loc central din ansamblul orașului pe care îl repartizase o comisie cu autoritate. Lucrând la statuie, maestrul a avut de înfruntat mari dificultăți. El primise o bucată de marmură foarte alungită, dar destul de redusă în grosime ca volum. În afară de aceasta, blocul respectiv fusese parțial pregătit pentru figura lui David de către sculptorii secolului al XV-lea, care ulterior renunțaseră să o mai ducă la bun sfârșit, considerând-o necorespunzătoare ca formă și tocmai aici s-a vădit remarcabila capacitate a lui Michelangelo de a înscrie figura într-un bloc de piatră gata pregătit, în așa fel încât ea să se încadreze cu maximum de economicitate. Michelangelo l-a înfățișat pe rolul biblic învingător al uriașului Goliat, nud, redând astfel nudității sensul etic pe care îl avusese în sculptura greacă. Figura nu este dată în mișcare ca la Bernini, ci în stare de repaus. Praștia aruncată pe umeri și piatra din mâna dreaptă constituie doar atribute aluzive la fapta eroică a lui David. El stă liniștit, încrezător în justețea cauzei sale și în biruința ce va să vină. El are extremitățile disproporționat de mari și un cap greu prin care este subliniat caracterul tineresc al Constituției sale fizice. Minunatul său chip bărbătesc se distinge prin noblețe, iar torsul puternic și membrele splendid modelate exprimă nu numai forța fizică, ci subliniază totodată și forța sufletească. Figura este desfășurată liber în spațiu, Greutatea corpului lăsându-se pe piciorul drept, în timp ce stângul este împins ușor într-o parte. Mâna stângă, cu care ține praștia, este întoarsă din cot spre umăr, ca și când ar invita privitorul să dea roată statuii. Dar, în general, aceasta este concepută să fie privită frontal și sub un anumit unghi dinspre dreapta, încotro este întoarsă fața lui David și privirea lui. În realizarea statuii, Michelangelo a pornit de la imaginile antice ale lui Hercule și de la alegoriile medievale ale forței, fortitudo ca întotdeauna însă, el a reușit să retopească tot ce a luat de la alții într-o imagine de o noutate uimitoare, căreia îi sunt proprii o asemenea forță și energie încât s-ar părea că nu există în lume o putere ce s-ar putea opune acestui tânăr erou. Chiar la începutul secolului al XVI-lea, dar numai târziu de anul 1506, Michelangelo a realizat statuia unei madone achiziționate de negustorul flamand Moscheroni. Această statuie împodobește astăzi altarul catedralei Notre-Dame din Bruges. Prin minuțiozitatea excepțională a finisării detaliilor și prin caracterul polizării marmurei, lucrarea respectivă se apropie de pieta. Și aici, suprafața pietrei, este dusă până la un grad superior de finisare. Cu totul neobișnuit este tipul iconografic al Madonei. Maria nu ține pruncul în brațe, ci acesta stă în picioare, cuprinzând cu mâna stângă genunchiul mamei Trupul nud al lui Hristos este redat înconjurat de faldurile adânci ale mantiei Mariei, care îi conferă astfel o deosebită expresivitate plastică. Michelangelo obține aici acel caracter compact al compoziției sculpturale, care a fost totdeauna obiect de invidie pe care o nutreau față de el artiștii contemporani. El răunește în mod magistral cele două figuri, închizându-le cu abilitate în limitele unei linii de contur, lină și vălurată. La chip, Maria este apropiată de Maica Domnului din jelirea lui Hristos de la Roma. Expresia chipului ei tânăr este serioasă și concentrată. Și aici ea apare tot ca o prorociță a soartei tragice a fiului ei cel mai bine figura Mariei și mai cu seamă chipul ei pot fi receptate dintr-un unghi de vedere frontal. Este foarte frumos și aspectul pe care acest grup statuar îl prezintă privitorului, dar acesta se deplasează puțin spre stânga. Atunci iese în evidență, foarte clar, bogăția de planuri a compoziției. În schimb, văzut dinspre dreapta, grupul pare mai puțin izbutit. În operele sale mai mature, Michelangelo nu mai comite asemenea greșeli de calcul, obținând ca un aspect să decurgă în, motor, în mod organic din altul, fără a exclude și cazurile când unghiul de vedere frontal este socotit de el principalul și cel mai favorabil tot în acești ani ai șederii sale la Florența, au luat ființă și două tondouri de marmură. Primul, păstrat în prezent în Muzeul Național din Florența, a fost realizat pentru Bartolomeo Pitti. Maria, așezată pe un postament scund, îl strânge la piept pe copilul Isus, ca și când l-ar apăra de vrăjmași. Chipul ei puternic, bărbătesc, cu privirea țintită într-o parte, exprimă îngrijorare pentru soarta fiului. Cât privește copilul, absolut neștiutor, el este redat într-o poză nepăsătoare, visătoare. Michelangelo a rezolvat aici, cu o iscusință remarcabilă, contrastul dintre mama ce presimte tragedia ce va să vină și copilul lipsit de griji. Figura puternică a Mariei domină compoziția. Artistul obține acest lucru printr-un relief mai înalt și printr-un procedeu îndrăzneț, și anume acela al între tăierii liniei superioare a ramei de către capul maicii Domnului. Figura lui Hristos și cea a lui Ioan Botezătorul, care privește peste umărul drept al Mariei, sunt prezentate într-un relief mai puțin înalt. Pe alocuri, marmura este lăsată nelucrată până la capăt, în așa fel încât factura pietrei apare sub aspectul ei natural. Foarte liber sunt tratate, de asemenea, fețele personajelor și veșmintele nepolisate. Ne întâlnim în mod nemijlocit aici cu problema non-finitului, non-finito, în jurul căreia se poartă de multă vreme discuții între cercetătorii creației lui Michelangelo. Este absolut incontestabil că multe opere ale maestrului au ajuns până la noi neterminate, ca de pildă statuia apostolului Matei sau statuile sclavilor din Academia Florentina. Dar tot atât de incontestabil este și faptul că, într-o serie de cazuri, marele artist n-a dus în mod conștient prelucrarea pietrei până la ultimul stadiu de finisare, evitând astfel factura ofilită și prea muncită. Arsenalul procedeelor sale tehnice este peste măsură de bogat. Dacă el considera necesar, poliza marmura nu cu mai puțină minuțiozitate decât Bernini. Adesea însă lăsa piatra în starea în care suprafața ei păstra rugozitatea și urmele lucrului cu ungheta. Preferând piatra sălbatică și dură, alpestra edura, ce simboliza pentru el materia universală, Michelangelo nu voia să o siluiască și să-i rănească sufletul de piatră. Și tocmai tondoul de marmură de la Florența poate să slujească drept exemplu pregnant al unei asemenea atitudini libere față de material. Deși Michelangelo reprezintă apusul lui Leonardo și în ceea ce privește convingerile politice și ca gusturi artistice, în viața sa a fost totuși un moment când el n-a putut evita influența vestitului pictor. Aceasta a coincis cu perioada florentină din viața lui Michelangelo. Ca sculptor înnăscut, el gândea în imagini plastice închise. Pentru el, cel mai greu a fost totdeauna îmbinarea figurilor de tip statuar într-un grup indisolubil. Și aici de i a fost Leonardo, care a fost un mare maestru al compoziției, construite după principiul întrepătrunderii picturale a părților ei componente. Influența lui Leonardo se face simțită în al doilea tondo păstrat în Academia Regală a Artelor frumoase din Londra. Ea poate fi observată și în gruparea mai vie a figurilor și în ritmul compozițional mai suplu, și în moliciunea mai accentuată a formelor, și în, mij și în jocul mai bogat de umbră și lumină, care ne duce involuntar cu gândul la Leonardescul sfumato. Ioan Botezătorul întinde un sticlete către Hristos, așezat pe genunchii Mariei și care s-a dat brusc înapoi. În mișcarea lui impetuoasă este exprimată în chip fericit zburdălnicia unui copil care nu cunoaște măsura. Acest superb motiv de gen oarecum neobișnuit pentru Michelangelo, i-a plăcut atât de mult lui Rafael, încât l-a copiat în desen și l-a folosit de două ori în lucrările sale. Caracterul de schiță al figurii lui Ioan Botezătorul, mâna dreapta a Mariei, abia schițată și, pe alocuri, părțile aproape crude ale fundalului, nu lasă nicio îndoială că avem de a face aici cu o operă neterminată a lui Michelangelo. Dar în acest non-finit există un mare farmec. Figurile ies parcă la suprafață, din blocul de piatră ușor voalat, chemate la viață de dalta puternică a sculptorului. Și involuntar ne vine în minte una dintre ideile îndrăgite de Michelangelo, și care se întâlnește des în sonetele sale. Opera de artă este ascunsă în piatră și depinde numai de mâna experimentată a sculptorului ca ea să fie scoasă de acolo. De perioada florentină sunt legate și cele mai timpurii dintre operele sale de pictură ajunse până la noi. Prima dintre ele este renumita Madonna Doni din Galeria Uffizi. Acest tondo a fost pictat între anii 1503-1504 pentru nobilul florentin Doni, de la care a și primit denumirea. Tabloul ne-a parvenit în vechea ramă originală, împodobită cu capete de Sibile, de proroci și cu capul lui Hristos. Toate simbolizând, potrivit concepțiilor teologilor creștini, trei etape în dezvoltarea omenirii. Antelegem, sublege, subgrația. Tot această compoziție stă și la baza subiectului tabloului însuși, în care nudurile de tineri din planul secund simbolizează prima etapă, Maria și Iosif pe a doua, iar Hristos pe a treia. Michelangelo a zugrăvit sfânta familie în mărime naturală, ceea ce artiștii din Quattrocento evitau de obicei. Așezată jos pe pământ, Maria îl primește de la Iosif în mâinile ei puternice, musculoase, pe pruncul Isus. Aceste trei figuri, caracterizate printr-o imensă expresivitate plastică, sunt legate într-un strâns nod compozițional datorită splendidei modelări în clar obscur și abundenței liniilor ce fug în adâncime, picioarele și mâna stângă a Mariei, umărul stâng al lui Iosif și mâna dreaptă a lui Hristos, grupul pare a fi decupat dintr-o piatră cubică. La fel de statuare sunt și figurile tinerilor din planul secund, inspirați lui Michelangelo de cunoscutul tondo al lui Signorelli din galeria ofiții. Ca desăvârșirea desenului, tabloul lui Michelangelo nu are egal în toată arta renascentistă trase cu o mână fermă. Liniile nu limitează planul, ci scot în evidență volumul, care și fără asta este învederat destul de pregnant de modelarea în clar obscur. Și acelui scop îi slujește culoarea. Artistul o subordonează în întregime formei. Culorile reci și luminoase sunt astfel alese încât, în contact cu ele, forma plastică dobândește și mai mult relief. Hitonul liliachiu pal al Mariei devine în părțile luminoase galben, mantia albastră aproape albă, căptușeala verde a acesteia galben aurie, veșmântul galben al lui Iosif devine portocaliu. Aceste jocuri de culori, Ștemuiesc parcă forma care dobândește duritatea și ponderea pietrei. În Madonna Doni, Michelangelo a pus în practică, cu o rară consecvență, concepția sa despre pictură, pe care a formulat-o cu precizie în răspunsul dat umanistului Varchi. Eu spun că pictura, așa cum mi se pare mie, este considerată mai bună atunci când ea înclină mai mult către relief și că relieful este considerat a fi mai bun atunci când tinde mai mult spre pictură. Și de aceea mi s-a părut totdeauna că sculptura este făclia picturii și că între ele există aceeași deosebire care este între soare și lună. Această atracție către Erilievo este de când lumea și pământul o tradiție florentină. Dar niciunul dintre precursorii florentini ai lui Michelangelo n-a fost în stare să dea acestui principiu o întruchipare atât de consecventă și de superioară din punct de vedere artistic cum a reușit să o facă marele maestru. A doua operă de pictură a lui Michelangelo, realizată către sfârșitul anului 1504 și începutul celui următor. A fost cartonul pentru fresca din sala Consiliului din Palazzo de la Signoria din Florența. Carton azi pierdut. La 1506, Michelangelo a început să picteze fresca, dar comenzile papei Iuliu al II-lea l-au sustras de la această lucrare și a fost nevoit să renunțe la intenția de a o duce la bun sfârșit. În anii 1515-1516, tinerii artiști care au copiat cartonul l-au tăiat în bucăți care ulterior s-au pierdut. Pentru reconstituirea compoziției pierdute pot fi folosite desenele pregătitoare ale pictorului gravurile lui Marcantonio Raimondi și ale lui Agostino Veneziano, care reproduceau detalii din ea ca și un grisai al lui Bastiano da Sangallo, care reproducea destul de fidel aspectul ei general. Pentru fresca ce-i fusese comandată, Michelangelo a ales ca temă unul din episoadele istoriei războinice a Florenței, descris amănunțit în cronica lui Filippo Villani. La 29 iulie 1364, armata florentină, aflată în luptă cu pisanii, și-a întins tabăra în apropiere de Casina, pe malul râului Arno, nu departe de Pisa. Era o mare arșiță și soldații dezbrăcați, lăsând armele la o parte, se odihneau sau se scăldau în Arno. Comandantul lor, capitanul Galeotto Malatesta, care nu se refăcuse încă după o gripă, dormea adânc. Pe neașteptate s-a auzit un strigăt: Suntem pierduți! Primul a anunțat primejdia Manno Donati, care a văzut oastea pisană ce se apropia. Acesta a fost semnalul, în urma căruia toți ostașii au început să se îmbrace în grabă. Să apuce armele și să se pregătească pentru a respinge atacul. Tocmai acest moment a și fost surprins în cartonul său de către Michelangelo. Spre deosebire de Leonardo, care rivaliza cu el la decorarea sălii Consiliului, Michelangelo a ales nu momentul culminant al luptei, când pasiunile sunt ajunse la paroxism, ci episodul premergător bătăliei. Faptul i-a dat posibilitatea să zugrăvească corpurile nude ale ostașilor plini de bărbăție, gata pentru o acțiune eroică. Republicană în convingeri, Florența a acordat luptei de la Cașina o mare importanță, întrucât aceasta simboliza triumful partidei gelfilor, cu care Michelangelo a simpatizat în mod consecvent. De aceea, zugrăvirea bătăliei respective în sala Consiliului își avea semnificația ei politică. Pe cât ne îngăduie să o judecăm, grisaiul lui Bastiano da Sangallo, compoziția lui Michelangelo se distingea prin caracterul ei absolut neobișnuit. Ea consta din 18 figuri nude tratate statuar și prezentate în cele mai variate poziții ale mișcării, multe dintre ele fiind inspirate din sculptura antică. Printre precursorii lui Michelangelo, numai Pollaiuolo și Signorelli se încumetau să redea figuri nude în mișcare foarte dinamică. Dar dacă sunt comparate cu ale lui Michelangelo, imaginile realizate de aceștia sunt lipsite de monumentalitate autentică și de dinamism interior. În înțelegerea figurii umane, Michelangelo a ocupat alte poziții decât quattrocentiștii. De pildă, pentru Ghiberti, numai proporțiile singure pot constitui frumusețea. Și chiar proporțiile sunt concepute de el ca o combinare simplă a unor cantități diferite ca dimensiune. Pentru Michelangelo și pentru tovarășul său de idei, sculptorul Vincenzo Danti, o asemenea formulare nu mai este acceptabilă. Prin proporție, ei înțeleg concordanța de plină a formei cu ideea. Și ei neagă odată și pentru totdeauna sistemul statuat al proporțiilor. Corpul de la început și până la sfârșit se află în mișcare, altfel spus, el nu are proporții constante. În timpul mișcării, toate membrele se schimbă în lățime și în lungime. Iată, deci, cu ce adevăr au putut să se familiarizeze tinerii artiști studiind cartonul lui Michelangelo. Oricât de mult ar fi prețuită lupta de la Casino, compoziția sa este totuși departe de perfecțiune, ceea ce a înțeles probabil maestrul însuși. El nu a reușit să îmbine figurile ostașilor într-un grup pictural unitar. Acest grup, se destramă în 18 figuri, în care elementul plastic este atât de accentuat încât suntem tentați să le asemănăm cu niște statui. Elementele de peisaj sunt reduse aproape la zero, spațiul construindu-se numai pe baza volumelor plastice. O asemenea compoziție, lipsită cu totul de aluzia la decorativ, ar fi apărut pe perete prea austeră, prea puritană. Michelangelo a știut să neutralizeze acest antropocentrism plastic în Madonna Doni, unde el a reușit în mod remarcabil să lege cele trei figuri din primul plan într-un grup unitar, iar în pictura murală de pe plafonul capelei Sixtine, artistul a mers și mai departe, găsind pentru antropocentrismul plastic forme de expresie picturală adecvate. În luna martie a anului 1505, Papa Iuliu al II-lea îl cheamă pe Michelangelo la Roma ca să încredințeze construirea cavoului său. Artistul a primit cu plăcere oferta. Cadrul local al Florenței devenise prea strâmp pentru el. Geniul său căuta un câmp de activitate mai larg. Ori, în această privință, Roma lui Iuliu al II era tocmai locul potrivit, unde în fața lui Michelangelo se deschideau largi perspective creatoare. Belicosul Iuliu al ii visa să se facă din Roma capitala lumii și să întemeieze un imens stat bisericesc care ar fi putut să guverneze Universul. Către curtea sa afluează din toate colțurile Italiei cei mai buni artiști, umaniști, învățați. Curtea papală devine, pentru prima oară, cel mai puternic focar de cultură al Renașterii, unde moștenirea antică nu este opusă creștinismului, ci, din potrivă, este însușită de această scară largă. Încredințându-lui Michelangelo executarea cavoului său, Iuliu al II-lea visa ca acesta să depășească prin dimensiunile și bogăția lui toate cavourile din lume. Acesta trăia, trebuia să fie o construcție de sine stătătoare și nu una adosată la perete, împodobită cu 40 de statui mai mari decât statura omenească și cu o mulțime de reliefuri. Ca loc pentru amplasarea mausoleului, Michelangelo a ales corul catedralei Sfântul Petru, înalțat după proiectul lui Bernardo Roselino după ce papa a aprobat una din variantele artistice propuse, a fost semnat un contract și au început lucrările de pregătire a marmurei. În acest scop, Michelangelo a plecat la Carrara, unde a rămas 8 luni, din aprilie până în decembrie 1505. După spusele lui Condivi, artistul se pregătea să cioplească dintr-o mare stâncă un colos pe care marinarii să-l poată vedea de la mare depărtare. Dacă Michelangelo a avut într-adevăr o asemenea intenție, aceasta vădește odată în plus cât de puternică era atracția lui către tot ce este grandios și sublim. Stânca se identifica, în comparația sa, cu un bloc gigantic ce aștepta de alta sculptorului. Întors la Roma, prin Florența artistul închiriază o locuință cu atelier nu departe de piața Sfântul Petru. Și aici el primește o lovitură teribilă, pregătindu-se să purcea de la executarea statuilor pentru cavou, el a aflat din surse lăturalnice că Iuliu refuză să plătească marmura pregătită. Cele cinci încercări ale artistului de a-l vedea pe papă s-au soldat cu eșecuri și în cele din urmă l-au dat afară din palatul papal. Furios din cauza atitudinii atât de lipsită de tact față de el, Michelangelo părăsește în taină Roma la 17 aprilie 1506 și merge la Florența. Plecarea arbitrară din Roma, fără aprobarea papei, constituia o îndrăzneală nemaiauzită auzită pentru vremea aceea. Dar Michelangelo, care nu suferea atitudinea, neceremonioasă cu oamenii, a fost așa de jignit de purtarea papei și s-a simțit așa de umilit încât s-a hotărât fără nicio ezitare să fugă din Roma. Se ciocniseră aici în mod evident două caractere puternice. De partea unuia se afla puterea nemăsurată, de partea celuilalt geniul. Noi știm acum de ce Iuliu a renunțat la realizarea proiectului. Cavoul trebuia să fie ridicat în corul vechii catedrale Sfântul Petru, lucru cu care papa fusese cu totul de acord. Dar el a fost captivat de ideea sa să reconstruiască din nou catedrala pentru a crea mormântului o ambianță demnă. De aceea, el a hotărât să aloce toate fondurile pentru construirea noii catedrale, al cărei proiect îl făcuse Bramante. Piatra de temelie a fost pusă la 18 aprilie 1506. Artistul știa fără îndoială dinainte despre data așezării fundației, care însemna pentru el năruirea tuturor intențiilor lui creatoare. Și el a hotărât să fugă din Roma, unde îi se adusese o gravă ofensă. La Florența, Michelangelo se pregătea să lucreze la cele 12 statui ale apostolilor care îi fusese recomandate pentru podobirea catedralei încă din 1503 de către consulii Breslei Lânarilor. El se și apucase să cioplească statuia Sfântului Matei când a început litigiul cu Iuliu, care îi cerea să se întoarcă la Roma. Papa îi promitea artistului că nu va rezilia contractul pentru cavou, dar Michelangelo se temea să meargă la Roma ca nu cumva să cadă în cursă, știindu-se absolut fără nicio apărare. El a propus să execute statuile pentru mormântul papei la Florența, dar papa n-a căzut de acord și la 8 iulie a emis un ordin breve în care cerea categoric ca artistul să vină neîntârziat la Roma. Se poate ca gestul respectiv al lui Iuliu să fi fost dictat de zvonurile potrivit cărora Michelangelo se pregătea să meargă în Turcia – Maestrul a dus într-adevăr tratative în acest sens cu Tomaso di Tolfo, aflat la curtea sultanului și pe care îl întâlnise în casa lui Gianozzo Salviati din Florența. Și, din nou, Michelangelo s-a temut să se întoarcă la Roma. După un lung schimb de scrisori în care s-a amestecat și gonfalonierul Republicii Florentine, Pietro Soderini. Artistul a hotărât în sfârșit să se întâlnească cu papa la Bolonia. Întrevederea a avut loc la 29 noiembrie 1506 în Palazzo dei Sedicii. Michelangelo cu funia la gât a fost nevoit să-și să ceară iertare ceea ce papa i-a acordat, și imediat Iuliu a încheiat cu artistul în context un contract pentru realizarea unei mari statui de bronz care să-l reprezinte și care este destinată a fi amplasată pe fața bisericii San Petronio. Dezvelirea statuii a avut loc la 18 martie 1508. Opera aceasta a pierit în 1511, când Anibale Bontivolio, sfrijinit de detașamente franceze, s-a întors la Bolonia lucrul la această statuie a fost pentru Michelangelo, întrevederea a avut loc la 29 noiembrie 1506, în Palazzo dei Sedici, Michelangelo, cu funia la gât, a fost nevoit să-și ceară iertare, ceea ce papa i-a acordat. Și imediat, Iuliu a încheiat cu artistul un contract pentru realizarea unei mari statui de bronz care să-l reprezinte și care era destinată a fi amplasată pe fațada Bisericii San Petronio. Dezvălirea statuii a avut loc la 18 martie 1503. Opera aceasta a pierit până la 1511, când Anibale Bentivoglio, sfrijinit de detașamente franceze, s-a întors la Bolonia. Lucrul la această statuie a fost pentru Michelangelo anevoios și penibil. Nu era ușor ca să proslavească pe omul care îl rănise chiar în inimă. Pe deasupra, el nu era obișnuit cu browserul, iar turnatul. Întorcându-se la Florența numai târziu de 11 martie 1508, artistul își recapătă aici încetul cu încetul pacea și liniștea. Dar la începutul lui aprilie, iuliu, al doilea îl cheamă la Roma, de asta dată pentru realizarea picturii murale de pe plafonul capelei Sixtine. Odată cu venirea lui Michelangelo la Roma, începe o nouă perioadă în viața lui. Anii tinereții, anii căutărilor creatoare juvenile au rămas în urmă. La 33 de ani, Michelangelo purcede la făurirea celei mai mari creații ale sale. Finalul cu adevărat tragic al primei perioade a creației îl constituie statuia neterminată a apostolului Matei, care anticipează stilul de maturitate și pe cel din ultimii ani ai maestrului. Pentru perioada timpurie, aceasta este lucrarea cea mai dramatică în concepție. Se poate ca Michelangelo să o fie investit cu amărăciunea dezamăgirii provocate de tragedia cavoului. Imaginea sfântului Matei este apropiată ca spirit general de imaginile târzii ale sclavilor, prevăzuți deja în, imagine, în prima variantă a mormântului lui Iuliu. Neavând posibilitatea să-și realizeze intenția, Michelangelo a transferat în figura Sfântului Matei multe din ceea ce se pregătea să întruchipeze în figurile sclavilor. Sfântul Matei este dat într-o poză cu totul neobișnuită pentru un apostol: capul întors în profil, umărul drept înainte și cel stâng dat mult înapoi, piciorul drept înainte și cel stâng înapoi de la genunchi toate acestea conferă figurii o mișcare la baza căreia stă o poziție complexă dar această mișcare poartă peceta unei gene chinuitoare